Festivalul cultural Basarabia este în plină desfășurare la Universitatea din Petroșani, acolo unde aproximativ 300 de studenți de peste Prut au avut ocazia să ne arate care le sunt tradițiile. S-au încadrat efectiv în viața comunității și a universității și ne spun acum că a fi student basarabean nu e cu nimic diferit față de unul din România. Le place aici și asta o spun tuturor colegilor lor. Organizăm astăzi a 6-a ediție a festivalului Basarabiei. Cu astfel de manifestări arătăm tradițiile și obiceiurilor basarabene, iar acest eveniment a luat faptul de la 1918, când s-a înfăptuit Marea Unire. Noi organizăm la nivel de federație, Federația Asociațiilor Studenților Basarabeni din Federația Studenților din România. O organizăm în toate universitățile în care fac parte astfel de asociații de basarabeni. În Universitatea din Petroșani suntem circa 300 de studenți basarabeni. Ne-au arătat că sunt mândri că vin din Republica Moldova și pe lângă portul popular, harta cu țara lor, dansurile și obiceiurile lor au gătit ca la mama acasă. Încă din anul întâi când am venit am început să pregătim, deja al treilea an, pregătim aici bucate pentru festival și nu a fost atât de complicat. Eu personal am gătit clătitele cu brânză și cu vișine. Au ieșit ca acasă? Da. Timp de 3 zile, studenții de aici vor avea o serie de manifestări, toate cu girul conducerii universității, care s-a arătat încântată să-i susțină mereu. Ne bucurăm de manifestările organizate de studenții basarabeni. Ei deja sunt integrați în colectivitatea universitară petroșeniană, dar în același timp îi lăsăm să-și prezinte specificul lor, să-și prezinte obiceiurile, să-și prezinte gândurile, tradițiile, în așa fel încât să ne cunoaștem mai bine unii cu alții. Este un exemplu și pentru studenții români și este un exemplu și pentru cadre didactice de colaborare și de conviețuire. Miercuri a fost prima zi a festivalului și după deschiderea oficială au urmat chiar și întreceri sportive. Joi au făcut chiar curățenie în campusul universitar și pe seară au organizat o petrecere specific lor, urmând ca vineri, când se închide festivalul, să se strângă în Hora Unirii.